Polițiștii nu mai au voie să comunice chestiuni legate de serviciu prin WhatsApp, Facebook sau alte canale de comunicare alternativă. IGPR a emis o dispoziție prin care le interzice acestora folosirea aplicațiilor Snapchat, Facebook, WhatsApp și alte aplicații online de comunicare în activitatea profesională pe care o consideră un risc de securitate. Liderii de sindicat susțin că această decizie trimite în urmă cu 30 de ani polițiștii. Sindicaliștii susțin că sunt situații în care polițiștii primesc ordine pe asemenea aplicații și atrag atenția că astfel se încalcă un ordin privind protecția informațiilor clasificate. Ei spun că nici datele cu caracter personal nu pot fi distribuite prin rețele alternative de comunicare. În condițiile în care Inspectoratul General al Poliției Române nu dispune de alte mijloace de comunicare, această chestiune, făcând-o noi polițiștii pe telefoanele noastre mobile, pe această pe aceste, de fapt, mijloace de comunicare puse la dispoziție de mari reprezentanți gen WhatsApp și așa mai departe, s-au trezit acum că cumva noi afectăm și punem, reprezentăm o vulnerabilitate în ceea ce privește scurgerea de informații. Numai un nebun putea să trezească dimineața cu chestiunea asta în cap, pentru că vă dați seama că șuntează și de fapt ne duc înapoi în timp cu 20 de ani. O să ne întoarcem la acele mașini de scris și nici măcar la fax. O să ne întoarcem la Poșta Română. Liderii de sindicat susțin că modul de comunicare al oamenilor legii nu pune în pericol informațiile, ci dimpotrivă rapiditatea a dus și la o mai bună organizare. Snapchat, WhatsApp, Telegram și așa mai departe nu le conferă niciun fel de posibilitate de a vedea ei ce se discută acolo. Și e o mare problemă a lor. Asta este toată discuția despre interzicere. Că nu pot să vadă ei ce discută polițiștii pe aceste grupuri. Această decizie vine în condițiile în care de cele mai multe ori s-a dovedit că infractorii sunt mult mai bine dotați decât polițiștii și aceste grupuri sunt pe telefoanele mobile personale, nici nu se pune problema unor echipamente de serviciu.